Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj anunță că numărul cazurilor de violență domestică și de copii neglijați a depășit 500 de la începutul anului. De la începutul anului până la data de 31 august 2024, la telefonul copilului 0253983 s-au înregistrat 63 de sesizări care priveau un număr de peste 100 de cazuri. De la începutul anului până la data de 31 august 2024, la numărul unic național 119, au fost înregistrate 20 de sesizări care vizau un număr de 31 de cazuri, dintre care 30 de copii și o mamă însărcinată. În aceeași perioadă a anului, la acest număr de telefon, au fost înregistrate în total 578 de apeluri. Reprezentanții de GSPC Gorj susțin că majoritatea cazurilor semnalate se confirmă. În principal se reclamă cazuri de abuz, neglijare, exploatare, precum și cazuri de violență domestică. În cele mai multe cazuri, sesizările se confirmă odată ajunsă echipa la fața locului, fiind luate măsurile ce se impun în conformitate cu prevederile legale. Angajații de GSPC Gorj trag un semnal de alarmă și fac apel la populație să sesizeze o situație a unui copil abuzat, neglijat, aflat în situație de risc sau în dificultate, apelând gratuit telefonul copilului, respectiv numărul 0253983 sau numărul unic de urgență 119.